frați și surori, nu știu dacă dumneavoastră v-ați uitat cu mare atenție în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, să vedeți cum ne caracterizează Dumnezeu din cer, acela care cunoaște toate lucrurile pe noi oamenii de pe pământul acesta. Dumnezeu spune despre noi că suntem o rasă de oameni căzută. Când v-am căzut din Harul lui Dumnezeu, de la fața lui Dumnezeu, ne caracterizează Dumnezeu că suntem niște oameni morți, în păcate și fără de legi. Noi acordăm atenție la ceea ce spune Dumnezeu despre noi, frații mei. M-am dus mai departe pe firul scripturilor și am văzut că Dumnezeu vorbește adeseori despre noi ca despre o rasă adormită. Pur și simplu zice Dumnezeu că dormim. A ziceți dumneavoastră, sigur, dormim noaptea. E ceva normal, așa ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu a făcut să fie o seară, să fie o dimineață. A făcut Dumnezeu ziua, a făcut Dumnezeu noaptea. Noaptea a făcut-o Dumnezeu să dormim. Așa este. Numai că Dumnezeu din cer zice că noi dormim tot timpul. Dimineața, când ne trezim din somnul acesta biologic, culmea Dumnezeu vede că mergem la serviciu dormind. Nu vă vine să credeți. Ne ducem la școală și ne ducem la școală dormind. Iar nu vă vine să credeți. Ne ducem la petrecere, că e vorba și despre petrecere aici, culmea. Ne ducem la petrecere dormind. Ne ducem până la mol dormind. Ne ducem la plimbare dormind. Și culmea. Ne ducem la biserică dormind. Nici asta nu vă vine să credeți. Când Dumnezeu din cer se uită la noi și ne vede dormind, Dumnezeu pune ceasul să sune. Și strigă. Și Dumnezeu din cer începe să strige la noi, la o rasă de oameni adormită. Și zice Dumnezeu, treziți-vă! Și strigă Dumnezeu printr-o cântare. Ca dimineața asta. Sau strigă Dumnezeu la noi printr-o predică. Sau strigă Dumnezeu la noi printr-un tată care își ia în serios responsabilitatea de preot în casă și vorbește cu copilul și spune, trezește-te. Sau strigă Dumnezeu din cer la noi printr-un eveniment care se întâmplă cine știe unde, la capătul pământului. Ajunge la noi și ne îngrozește. Sau strigă Dumnezeu printr-o boală care ne lovește cine știe unde, sub coastă. Dragii mei, câți dintre oamenii de pe planeta asta iau aminte la ceasul lui Dumnezeu care sună? Care sună deșteptarea la Dumnezeul care strigă treziți-vă! Frații mei, laud pe Dumnezeu că există în lumea aceasta care iau, oameni care iau aminte la ceasul lui Dumnezeu, la strigarea lui Dumnezeu și se trezesc. Bunoară zice Biblia despre fiul risipitor a ajuns într-o situație în care s-a trezit. Deci, mei, când spun că reducem încoace și încolo dormind, să nu credeți că mă refer la faptul că mergem cu ochii închiși. Oameni rupți de realitatea lui Dumnezeu, din perspectiva asta dormim și Dumnezeu vrea să ne trezim, dragii mei. Și fiul resipitor zice Biblia, s-a trezit. Și a venit în fire și a zis, știu ce am să fac, o să mă întorc acasă la tata sau Dumnezeu din cer îl strigă pe Saul, Saul din tar și zice prin Domnul Iisus Hristos, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și în momentul acela Saul s-a dezmeticit, dragii mei, s-a trezit și din acel moment Saul a fost un alt om, a trăit ca un om treaz în această lume. Dragii mei, spun toate acestea într-o introducere pentru că în textul din această dimineață avem în atenția noastră un om care s-a trezit numai că s-a trezit prea târziu. Sunt unii care se trezesc la vreme. Și mă rog lui Dumnezeu în această dimineață să fie mulți în locul acesta care să, trezească, să se trezească acum. Sunt alții care pleacă din lumea aceasta dormind și se trezesc după aceea. Și e prea târziu. Pentru că nimic nu se mai poate face, dragii mei, după aceea. Vreau să predic în această dimineață despre omul care se trezește prea târziu. Și rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. A început Dumnezeu să strige la noi, la biserica asta. Și strigă prin Evanghelie, și strigă prin evenimente. Am aici un bilet, o să vă citesc la urmă. Iar strigă Dumnezeu la noi. Și vrea Dumnezeu să ne trezim acum. Nu mai târziu sau prea târziu. Și în ziua de astăzi, iar mă rog lui Dumnezeu să facă ceva, Dumnezeu să ne trezim. Amen. Pentru că încă mai este vremea Harului. Omul care se trezește prea târziu face niște descoperiri care nu mai ajută la nimic și care l-ar fi putut plasa într-un alt destin dacă l-ar fi făcut mai repede, înainte de a pleca din lumea aceasta. Despre aceste descoperiri vreau să vorbesc în această dimineață. Domnul să ne facă să le putem uh, vedea acum și să schimbăm ceea ce trebuie schimbat acum. Prima descoperire pe care o face omul acesta, dar o face prea târziu, este faptul că în viață a pierdut vremea. În viață a pierdut vremea. Dacă am deschide la biserică în această zi o listă pe care să se treacă toți oamenii care sincer înaintea lui Dumnezeu ar veni să zică eu sunt unul care pierd vremea. Oare cât credeți că s-ar trece pe lista asta, frații mei? Ar veni vreo unul? Nu cred. Că noi avem o anumită concepție despre ce înseamnă să pierzi vremea. Și noi zicem, frate, noi nu pierdem vremea. Noi suntem așa de ocupați că nu ne vedem capul de probleme. Și așa este. Și cu toate acestea, pierdem vremea. Ce mai mulți dintre noi? A pierde vremea nu înseamnă să stai tolănit în pat toată ziua. Să nu faci nimic. A pierde vremea nu înseamnă neapărat să stai să te uiți la televizor toată noaptea. Deși este și asta o formă de pierdere de vreme. Bine, frate, dar noi muncim din greu. Ne câștigăm pâinea cu trudă, cu sudoare. E o vreme de criză. Și criza asta ne pune pe drumuri să mergem într-o parte sau în alta sau dincolo peste hotare, să muncim din greu, să ne câștigăm pâinea. Nu suntem oameni care pierdem vremea. Noi trudim ca să câștigăm ceva. Frății mei, a pierde vremea nu înseamnă a nu munci. Se poate foarte bine să pierzi vremea muncind de dimineață până seara. A pierde vremea înseamnă să nu faci ce trebuie să faci. Asta înseamnă să pierzi vremea. Să nu faci ce trebuie să faci din perspectiva lui Dumnezeu. Că dacă ar fi să zicem din perspectiva noastră, noi am zice, facem ce trebuie să facem. Mai avem de lucrat ceva la casa noastră, la mașina noastră, la confortul nostru, la garderoba noastră. Doare nu mai avem ceva de lucrat la destinul nostru, la împărăția lui Dumnezeu? Sau pentru împărăția lui Dumnezeu nu avem nimic de lucrat? Deci, Dumnezeu se uită la noi din ceruri și știe ce facem în fiecare zi din viața noastră. Când citesc aici, în, în pasajul acesta, spune Sfânta Scriptură. Era un om bogat care se îmbrăca în pofiră și în subțire. Au zis, știe cu ce ne îmbrăcăm Dumnezeu. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie. Știa Dumnezeu ce face omul ăsta în fiecare zi. Vă dați seama că știe Dumnezeu ce facem noi în fiecare zi? Vă dați seama? Cu ce ne îmbrăcăm știe Dumnezeu, ce mâncăm știe Dumnezeu, unde ne ducem știe Dumnezeu, fiecare secundă cum o, cum o petrecem știe Dumnezeu. Și Dumnezeu din cer trage linie și zice a pierdut vremea. De ce? Că n-a făcut ce trebuia făcut. Doar ce ar trebui să fac? Să fiu în consonanță cu Dumnezeu și Dumnezeu, când trage linie, să zică: Omul ăsta a făcut ce trebuie făcut. În cartea aceasta stă scris, așa, dragii mei, în profeția lui Amos. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Asta trebuie făcut. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău și Dumnezeu din cer în fiecare zi se uită la mine, se uită la dumneavoastră dacă sunt angrenat în această pregătire sau nu sunt angrenat. Bine, frate, dar ce înseamnă să fiu angrenat în pregătirea asta? Să nu mai muncesc? Să nu-mi iau concediu? N-am zis asta. Dar imaginați-vă că aveți în casa dumneavoastră un om care se pregătește să plece din această lume Și ați, ați vrea să-i ziceți, auzi, hai să mergem într-o croazieră pe Marea Mediterană. Ar fi dispus să vină să mergeți într-o croazieră pe Marea Mediterană? El a zice, nu, nu, eu, eu sunt o vreme în care mă pregătesc să plec din lumea aceasta. Și trebuie să mă pregătesc să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Asta e prioritatea! Frații mei, nu spun să nu faceți o croazieră pe Marea Mediterană dacă vă ține buzunarul. Dar mai întâi, pe primul loc, prima prioritate trebuie să te pregătești să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Să fac pregătiri pentru a mă întâlni cu Dumnezeu. Și aici înseamnă în fiecare zi să fiu preocupat, să fiu un păcat cu Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă să pleci din lumea aceasta și într-o zi să te trezești în fața unui Dumnezeu mânios pe tine. Ați rezistat? O vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu este mânios pe toată rasa asta umană care a întors spatele. Și pe rasa asta umană Dumnezeu o cheamă să se împace cu Dumnezeu. Apostolul Pavel zice, ca și cum Dumnezeu va ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Așa strigă Dumnezeu. Și mă duc dormind la serviciu, și mă duc dormind la școală, și mă duc dormind pe Marea Mediterană, și mă duc dormind la biserică. Și Dumnezeu din cer vede că eu dorm pierzând vremea, în sensul că nu mă pregătesc deloc pentru ca să mă întâlnesc cu El, adică să mă împac cu Dumnezeu. Ar trebui să ne trezim de astăzi? Să încetăm să mai pierdem vremea? Ar trebui, dragii mei, și dacă mergem la muncă, să mergem pregătindu-ne să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dacă mergem la școală, să mergem pregătindu-ne să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dacă mergem la plimbare, la mol, dacă mergem la biserică, dacă mergem cine știe unde, să mergem pregătindu-ne să ne întâlnim cu Dumnezeu. Pentru că mai devreme sau mai târziu, într-acolo ne vom duce. Frații mei, este prima descoperire pe care o face omul acesta când s-a trezit, că a pierdut vremea. În fiecare zi a făcut altceva decât ceea ce trebuia făcut. S-a lăsat, dragii mei, prins în lucruri, a îngrenat în lucruri ca și noi, lucruri care l-au înțepenit în acum, în prezent. Astăzi să mă îmbrac bine, astăzi să mă pot veseli și o țin într-o veselie fără să se gândească deloc la ziua de mâine sau la viitorul acela care înseamnă plecarea din lumea aceasta. Și asta însemna să piardă vremea. Frații mei, spunea înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 12, să îți aduci aminte de făcătorul tău când? Când? În zilele tinereții tale. Nu prea -ți stă capul la Dumnezeu în zilele tinereții. Nu prea te gândești la plecare atunci când ești tânăr. Nu prea te gândești la mâine și poi mâine, te gândești la acum, la prezent, momentul acesta să mă împlinească și o țin ca tânăr într-o veselie. Ei zice înțeleptul Solomon din partea lui Dumnezeu, în zilele tinereții aduți aminte de făcătorul tău, gândindu-te la ce va fi mâine sau la zilele cele rele. Când încep să tremure paznicii, adică mâinile, când se încovoaie picioarele, când se întunecă cei ce se uită pe fereastră. Când se închid cele două uși de la uliță. Adică buzele. Până nu vine vremea aceea. Nu pierde vremea. Fă ce trebuie făcut. Trezește-te, zice Dumnezeu prin Scriptura astăzi. Dacă ești tânăr sau dacă ești bătrân, trezește-te și nu mai pierde vremea Începe să te pregătești pentru întâlnirea cu Dumnezeu, nu când nu mai poți să umbli, să mergi la biserică, ci astăzi. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. A doua descoperire pe care o face omul acesta și o face prea târziu, descoperă cât de decăzută este natura umană. Noi avem pretenția că trăim într-o lume civilizată. Și, mă rog, școala pe care o avem, pregătirea pe care o avem, zona în care locuim, ne-a făcut să fim civilizați, să ne purtăm cât de cât civilizați unii cu alții. Dar, frații mei, numai că natura umană este la fel de decăzută, chiar dacă suntem civilizați. Și oamenii civilizați sunt decăzuți. Și oamenii civilizați, dragii mei, ajung până acolo încă să n-aibă nici dragoste firească. Să se vândă unii pe alții. Să se înșele unii pe alții. N-ați văzut? Ce ziceți? E adevărat că natura umană este decăzută, frații mei? Noi suntem decăzuți ca și oameni, de adevărat? Dacă v-aș întreba în această dimineață care ar fi culmea decăderii naturii umane, oare ce ați zice? Și frații mei, S-ar putea să ne facem vinovați de asta. Noi avem impresia că ați de căzuțiia de afară. Știți care este, cred eu, culmea decăderii naturii umane? Știți, frații mei, a nu lua în serios pe Dumnezeu. Omul ăsta acolo unde se afla el a descoperit că natura umană e așa de decăzută încât nu mai ia în serios pe Dumnezeu. A zis uh, Avram către el, dar e acolo, Moise. Sau cum se spunea, Cuvântul. Sunt acolo prorocii. Știți care a fost concluzia acestui om? Nimeni nu-i bagă în seamă. Frații mei nu-i bagă în seamă nici pe Moise, nici pe Profeți. Și noi băgându-i în seamă pe Moise și pe Profeți, adică pe cei prin care vorbește Dumnezeu nu-l bagă în seamă pe Dumnezeu. Ar trebui altceva. Frății mei, Dumnezeu strigă la, la generația asta care doarme. Strigă prin Moise. Strigă prin profeți. Dumnezeu strigă printr-o cântare. Dumnezeu strigă prin, prin, cine este ce mesaj. Atât de decăzut suntem că nu mai băgăm în seamă pe Dumnezeu. Ne cheamă Dumnezeu să ne pocăim. Cine îl bagă în seamă pe Dumnezeu? Ne cheamă Dumnezeu să ne lăsăm de minciună. Cine îl bagă în seamă pe Dumnezeu? Ne cheamă Dumnezeu să ne lăsăm de nepăsare. Nepăsare spirituală. Cine îl bagă în seamă pe Dumnezeu? Ne cheamă Dumnezeu să ne iubim unii pe alții. Cine îl bagă în seamă pe Dumnezeu? Ne cheamă Dumnezeu să ne iubim vrăjmașii. Cine îl bagă în seamă pe Dumnezeu? Așa a fost dintotdeauna. Spune Scriptura în Vechiul Testament, în Cartea Genese, că Dumnezeu s-a uitat din cer, a văzut că păcatul omului este mare, a zis Dumnezeu în sinea lui, îmi pare rău că l-a făcut pe om. Întocmirile gândurilor din inima lui sunt în fiecare zi dreptate, spre rău, să facă rău. E altfel în vremea noastră. Și a zis Dumnezeu din ce vreau să, să nimicesc rasa umană. Vine potopul și spune Biblia că Dumnezeu a ridicat în mijlocul acestei, acelei generații căzute, a ridicat un propovăduitor. Noi a început să lucreze la corabie și să propovăduiască. Vă întreb, cine l-a băgat în seama? Cine l-a luat în serios pe Dumnezeu, frații mei? Și-a făcut bagajele într-o zi și-a pășit în corabie. El, nevasta, fie și nevestele fiilor lui, cu bagajele după ei. Cine l-a băgat în seamă? Vorbea Dumnezeu, frații mei. Dincolo, peste stradă, era bal. Era petrecere. Oamenii mâncau, biau, făceau de toate. Și noi cu bagajele după ei intra în corabie. Și au început să intre animalele, două câte două, Că astea luau în serios pe Dumnezeu. Animalele, auziți? Leu și leoaica. Vulturul și perechea lui. Una după alta. Și oamenii din generația aceea nu l-au luat în serios pe Dumnezeu. Atât de decăzută este natura umană că nu-l mai luăm în serios pe Dumnezeu. Mai devreme ascultă soarele să se oprească, și luna la fel. Mai devreme ascultă păsările cerului și animalele pământului. Mai degrabă ascultă animalele din inima mării sau oceanului. Decât să asculte oamenii că au căzut de tot. S-a dus lot la ginerii lui și a zis, uite ce vrea Dumnezeu să facă. Va aduce foc pucioasă din cer peste cetatea asta, haide să ieșim. Sunt niște îngeri aici la mine acasă care stau după noi să ieșim Dragii mei, nu era vorba lui Lot aici. După cum de multe ori când se vorbește în casă, nu-i vorba tatălui sau vorba mamei, e vorba lui Dumnezeu. Și au zis ginerii, poate și fetele, au zis glumești. A vreau să vă spun, Dumnezeu nu glumește, frații mei. Dumnezeu este serios. Că ginerii aceștia lui Lot nu l-au luat în serios pe Dumnezeu. E altă poveste. Așa este natura umană atât de decăzută. Nu le-am serios pe Dumnezeu. Și omul ăsta știa că natura e așa de căzută, natura umană. Și au zis, părintea Avrame, nimeni nu le-a seamă pe Moise. Frații mei nu le-a seamă pe Moise. Dar fă o minune. Că poate minunea aceea va trezi. Ascultați-vă bine, frații mei. Atât de decăzută este natura umană, încât nici minunea nu le trezește. Nu credeți. Dumnezeu ne cheamă să ascultăm Cuvântul. Și dacă minunea vine să întărească mărturia Cuvântului, e slavă lui Dumnezeu. Dar nu minunea aceea ne generează nouă credința, ci credința vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Haideți să vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Spune Sfânta Scriptură că Evreul a ajuns la porțile ierihonului. Ierihon era prima cetate fortificată din țara Cananului. Și oamenii aceștia aveau un cuvânt de la Dumnezeu, un cuvânt care le-a zis că aceste ziduri se dărâmă. Și când intră în cetate să dea totul spre nimicere, să nu pună mâna pe nimic. Și fac acolo cetății odată, în prima zi odată, în a doua zi, șase zile la rând câteodată, a șaptea zi de șapte ori. Și la un moment dat, prin minune, zidurile acelea cad la pământ. E minunea asta, frații mei. Și Acan este acolo și vede minunea asta. Nu folosesc berbeci care să izbească în ziduri, nu folosesc alte arme care să dea zidurile, să dea pietrele la pământ. Pur și simplu Dumnezeu face să se năruie dintr-o dată. Sub ochii lui Acan se, se întâmplă minunea asta. Și vă întreb, dragii mei, ce l-a ajutat pe Acan că a văzut minunea? A intrat în Și a călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu. N-a însemnat nimic pentru el Dumnezeu. Și a pus mâna pe o manta, și a pus mâna pe o placă de aur, pe nu știu ce argint. Chiar dacă a văzut o minune. Hai să vreau aici, ascultă-mă bine. Chiar dacă s-ar petrece minunea să vină cineva din morți. Tot nu vor crede. Că e atât de decăzută natura umană. Și ascultați-mă, noi avem pe cineva care a venit din morți pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și vă întreb, câți dintre oamenii aceștia îl mai bagă în seamă pe Dumnezeu? Cu toate că a trimis pe cineva din moș la noi. Omul acesta s-a trezit prea târziu și a descoperit că e așa de decăzută natura umană. Trebuie bine ar fi să ne trezim astăzi. Să mă întreb, ieri l-am luat în serios pe Dumnezeu, alaltă, era Raz dimineață. La astăzi când vorbește Dumnezeu, l-am luat în serios. Și, încă repede, dragii mei, poate încă un gând. În al treilea rând, când omul acesta s-a trezit, a descoperit că oamenii au o nevoie comună. Toți oamenii. Și poate când spun lucrul acesta, ziceți, nu-i chiar așa. Așa este. Au o nevoie comună. Stau în fața noastră cei doi oameni, laser și cu bogatul, și aparent nevoile sunt diferite. Lazar era și bolnav, avea nevoie de tratament. Bogatul nu avea nevoie de tratament. Era sănătos tun. Omul ăsta era în zdrențe și avea nevoie de haine. Bogatul nu avea nevoie de haine. Nu? Că avea să îmbrăca în porfiră și în subțire. Nu avea nevoie. Bogatul ăsta nu avea ce să mănânce. Avea nevoie de hrană, L -l Lazar. Bogatul avea de toate, dragii mei. Nu avea nevoie de hrană, că le avea de toate. Ce avea în comun? Aparent avea nevoie doar Lazar de asta. Dar într-o zi, bogatul a descoperit că și el are nevoie. Dacă noi am trece pe lângă un laser, cine știe pe unde prin centru, am zice, îi dăm ceva de milă. Care e nevoie de milă, da? Și am dat un 5 lei, un leu, 10 lei. Dar într-o zi, bogatul ăsta a descoperit că nu doar Lazar are nevoie de milă. Și și el are nevoie de milă. Și a strigat de acolo de unde era, ai milă de mine. Frații mei, nevoia comună a oamenilor de pe planeta asta este nevoia de milă. Toți avem nevoie de milă. De mila lui Dumnezeu care se poate duce spre Dumnezeu să stea în fața lui Dumnezeu, dragii mei, altfel decât pe mila lui Dumnezeu. Se poate careva? Nu se poate niciunul. Oricât de bine te -ai ținea cu sănătatea, cu mintea, cu resursele materiale, chiar cu pocăința, oricât de bine te -ai ținea, ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Oricât de rău ai fi în lumea aceasta, ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Și frații mei, de ce să te trezești într-o zi prea târziu ca ai nevoie de milă și să nu beneficiezi acum de mila lui Dumnezeu? Pentru că încă Dumnezeu este milostiv, bogat în bunătate, îndelung răbdător și mila lui Dumnezeu este pe aici, pe aproape astăzi putem beneficia de mila lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Domnul trece pe lângă noi, frații mei, și este aproape, e șansa noastră să strigăm după El, ai milă de noi. Când a trecut pe lângă urbul acela ce era lângă drum acolo, pe lângă Bartimeu, mulțimea era în prejurul Domnului, era un alt un alt lucru pe agenda Domnului probabil, domnul ăsta de acolo a zis, e șansa mea, eu am nevoie de milă. Și a strigat, ai milă! Și vreau să vă spun în această dimineață și dea Domnul să se petreacă asta cu fiecare dintre noi. Ce declanșează mila lui Dumnezeu este pocăința noastră. În momentul în care noi începem să ne pocăim, Dumnezeu operează cu milă față de noi. L-a trimis Dumnezeu și cu asta închei, dragii mei, pentru că timpul a trecut. L-a trimis Dumnezeu pe Iona la cetatea Ninive. Și a strigat în final, mergând care de o zi prin cetatea asta, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și spune Biblia că împăratul s-a dat jos de pe tronul lui, a dat un decret și a zis tot să se îmbrace în sac, să postească, fiecare să se întoarcă de la faptele lui rele și de la faptele de asuprire. Să se întoarcă la Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință. Și Iona stătea undeva pe deal și se uita la ce se petrece în cetatea asta, aștepta să treacă 40 de zile și să vină Dumnezeu cu judecata. Dumnezeu nu mai vine cu judecata. Și spune Biblia acolo în Iona, capitolul 3, următorul lucru. Dumnezeu a văzut că oamenii aceștia se întorc de la faptele lor rele. Și Dumnezeu a avut milă. A zis către Iona, ție ți este milă de curcubetele astea la care n-ai contribuit cu nimic și mie să nu fie milă de o cetate unde sunt 120.000 de oameni? Dar de ce ți milă, Doamne? Pentru că atunci când am strigat, a judecat împotriva lor, au început să se pocăiască. Ceea ce declanșează mila lui Dumnezeu pentru noi, dragii mei, este pocăința noastră. Frații mei, de ce să ne trezim prea târziu din somnul nostru spiritual? N-ar fi vremea să ne trezim astăzi? De ce să descoperim odată prea târziu că am pierdut vremea în viață? Și oricând ne-a bătut la cap păstorul de la biserică sau predicatorul sau Dumnezeu prin profet sau Dumnezeu prin evenimente sau tata sau mama acasă, n-am vrut să începem să ne pregătim serios, să punem accentul pe suflet, am pus accentul pe toate altele, de ce să descoperim prea târziu că suntem așa de decăzuți încât nu mai băgăm în seamă pe Dumnezeu când ne-ar vorbi? De ce să nu zicem astăzi, vorbește, Doamne, că vrem să te ascultăm? De ce să nu beneficiem acum de mila lui Dumnezeu? Să strigăm de undeva din hău spre Dumnezeu să aibă milă? Atunci Dumnezeu nu mai are milă. Astăzi Dumnezeu are milă. Și ceea ce declanșează mila lui Dumnezeu este pocăința noastră. Haideți să stăm în picioare înaintea Domnului, dragii mei, și...